Într-un bar, ăla-i cu reșnița. Într-un restaurant, șeful de unitate îl cheamă, șeful Cârciumi, patronul, îl cheamă șeful de unitate și spune, bă, vezi că va veni o, pentru că el era ocupat cu o pipiță, va veni o masă de vreo 50 de surdomuți, te ocup de ei, vin de ani de zile la noi, îi servim oameni de obraz subțire, plătesc ca lumea, de ce ai grijă de ei? Tot ce nu înțelegi, vii și îmi spui mie. Au venit surdomuți, unul din surdomuți, ghilimele de rigoare, ia comanda către ospătar și îi spune în felul următor, Să fiu al dracu dacă înțeleg. Bă, boule, să fiu foarte clar că vor franzelă tăiată felii, salam de Sibiu, făcute sei în vișuri, pormă să le aduci vin de Cotești, de alumar, câteva sticle la trei sferturi, ce făfâie, apă minerală sau sifon. Du-te dracu acolo. S-a dus după vreo oră, le-a dus seara că îmi va învăța lecția că mai vor aia de băutură și după alte vreo trei ore se duce să vadă dacă muții mai vor ceva, când toți muții te iau oho atâta aho atâta pavă atâta șefule, s-a dus repede am văzut la ei toți atâta panată așa la ei zice, lasă-i în pace, lasă-i în pace, cântă. Ce face? Cântă. Ce dracu gânde, șefule? Bă, da, bău ești. Pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată.